am văzut la meciuri și știu că la meciuri te-am văzut tot pe tine într-un interviu spunând că nu poate să te vadă cum încasezi sau cum te lupți. Da, da. Și că trebuie să ia pastile. E adevărat sau da, e doar mama la început de carieră lua pastile de fiecare meci de-al meu, lua pastile și nu putea. Deci nu putea. După asta s-a obișnuit. Acum mama mai puternică, n-ai nicio treabă. Bă, trebuia să-i faci aia. A început să vină și mama și tatăl meu, cel puțin este expert la meciul, știe fiecare adversar în parte când s-a luptat, știe îți toată spune, carieră. Că... Dar mama a suferit, vezi, când vezi copilul tău care a ieșit din tine și îl vezi că se luptă și își ia pumnii în cap, și își ia șuturi în cap și zice, bă, uite, băiatul meu l-am crescut, trebuia să fie avocat și acum îl vezi în ring acolo, cum se plin luptă de sânge, rupt. Cu toți animalele de 2 metri și 100 și ceva de chile. Îți dai seama că își pune și o întrebare, bă, dar cum de s-a întâmplat chestia asta? Dar totuși vine la meciuri? Vine? Mai vine la meciuri? Mama mea n-a venit la niciun meci. La niciun meci, a venit la televizor. La televizor. Am preferat să nu o implic în viața mea, pentru că eu e greu ca părinte să vezi cum copilul tău se luptă, știi? Crede-mă, dar tata vine la meciuri? Tata a venit. Vine, a venit la tata la un meci. Tata e un bărbat mai puternic, un bărbat bucovinean de la dur. Dintr-o bucată. N-ai treabă cu el, vine acolo, bă, trebuia să faci aia și cu aia. Nu există altă poveste.